Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Sănătate, Frumusețe, Stil, aici pe canapeaua roșie din studioul Informația TV. Performanță, perseverență, atitudine, stil, voință sunt doar câteva din atributele prin care aș putea o caracteriza pe invitata noastră de astăzi. Ea se numește Emeke Kerekes, este și o colaboratoare foarte dragă nouă. Bine ai venit, Emeke! Bine v-am găsit! Bine ai venit, îți spun și eu. Cu Emeke, de mai bine de 2 ani, ne trezim în fiecare dimineață și facem sport. Sper că toată lumea care ne urmărește face asta, nu? Și fiindcă Emeke, atunci când spui Kerekes, Emeke, spui automat Fitland și spui sport, eu aș începe cu prima iubire, cu sportul. Când începe, de fapt, toată activitatea ta în plan sportiv? Activitatea mea de sport a început cam la 9 ani, când vremea când nu am avut computere și n-am avut telefoane. Și noi ne jucam jos cu copiii împreună și eu, din când în când, când mă plictiseam, încercam să fac sfoara, podul și așa mai departe. Și existam destul... fetițele încercau pe vremea respectivă să facă, sau cel puțin să imite ce văd la televizor din gimnastică. Era un model mai bun, cum spui și tu. Da, probabil că au făcut. În schimb, eu am reușit să fac sfoara foarte, foarte frumos și podul și restul, ce mai trebuie, și m-am dus împreună. Adică tatăl meu m-a dus la gimnastică ritmică, la școală, unde doamna profesoră n-a mai avut probleme cu mine, n-a mai avut nicio treabă, la Generală 4. Și acolo am început sportul, am umblat și la concursuri și așa mai departe, timp de 4-5 ani. După care am picat în atletism. Am făcut și karate timp de 2 ani. După karate m-am întâlnit cu aerobicul și de atunci am rămas pe aerobic. Da. Mi-am găsit sportul meu preferat. Ai încercat multe. A fost ideea ta să încerci mai multe tipuri de sport? Mie îmi place sportul. Nu mi-a plăcut să trăiesc fără sport. Erau momente, deci erau perioade când nu am făcut deloc sport și chiar mi-a lipsit, deci nu m-am simțit bine atunci. Tu ai făcut sport de performanță participând la competiții, mă gândesc la gimnastică. Da. Gimnastică, știm foarte bine cât este de dificil pentru satul mare în prezent, în cazul fetițelor care vor să facă gimnastică. E de mers undeva departe de orașul nostru pentru a face performanță în acest domeniu, de aceea ai renunțat și tu? Adică... Eu am renunțat fiind atunci când eram eu, cam la 9 ani, cam fiecare școală era... câte o grupă de gimnastică. Atunci era altfel cu gimnastică și în București era mai, nu știu... Mai ușor. Mai ușor atunci, poate că era și obligatoriu. Profesoara mea era antrenoare de handbal, nu de gimnastică, dar cred că era nevoită să aibă o grupă de gimnaste atunci. Și m-a dus la școală generală numărul 1, cam 12 ani am avut atunci. Și de acolo profesoarele mi-au zis că deja e târziu pentru mine. Deci sunt foarte talentată, dar e târziu. Trebuia să încep la 6 ani. Ți-a părut rău? Da, da. Ți-a părut foarte rău, da, mă gândesc. Atunci, da. Deci ai fi rămas alături de această ramură de gimnastică dacă era puțin mai devreme? S-ar putea că da. Dar probabil nu e nimic întâmplător, așa se spune. Și te-ai întâlnit cu sportul tău preferat, aerobicul, și te-ai decis că vrei să trăiești mână în mână cu acest domeniu. Interesant că atunci nu am decis eu că doresc aerobicul. Dar când s-a întâmplat? Pot să zic anul exact, în 92, când am terminat liceul, atunci m-am întâlnit cu aerobicul la Voința, m-am dus la Voința și de atunci umblasem acolo destul de regulat, timp de un an, după care antrenarea Lazareva, cine era atunci, m-a rugat să țin și eu câteva antrenamente. Deci am început să țin antrenamente din 93. Da, te-a văzut. Da. Te-a văzut. Da. Mm-hmm. Și ai terminat liceul și ai rămas în acest domeniu. Ai mai cochetat și cu altceva? Mai aveai timp de altceva în timp ce, mă gândesc, antrenamentele la Voința erau, nu știu cum erau privite la vremea respectivă, dacă aveați foarte mulți cursanți. În clasa a 12-a, înainte să pornească toată lumea pe drum,
eu am avut două planuri, deci aș fi vrut să fac două lucruri. Am vrut să fiu antrenoare? Nu antrenoare, profesoară de educație fizică sau psiholog. Însă situația noastră materială nu ne-a permis să mă duc la facultate și am început să lucrez după liceu și m-am întâlnit cu aerobicul. Atunci nu era am avut câte o oră pe zi, deci nu puteai să trăiești din asta. Nu. După vreo 3 ani am decis că mă duc totuși la facultate și o să mă întrețin eu. Și am spus antrenorii mele de atunci că voi pleca și nu o să mai țin ore și mi-a zis că ar fi bine să mă gândesc să nu plec acum, că ea are de gând să plece în Canada și s-a gândit că lasă toată afacerea, tot ce este acolo, îmi lasă mie și încă pentru două colege și am zis că rămân acolo. Rămâi. Deci așa a început la mine să fie un pic mai serios. Și practic atunci începe și această afacere. Începe practic ea naștere Fitlandul sau? Atunci nu. Încă nu. Atunci încă aveam încă două asociate și eram trei împreună. Trei fete. Cum era viața sportivă din perspectiva femeilor din satul mare pe vremea aceea? Anii 1993. Da, mergeau femeile, făceau sport. Le plăcea? Să știi că da. Deci eu nu prea văd diferență între ce s-a întâmplat de 20 de ani și ce se întâmplă acum, privind ce se întâmplă în sala unde sunt eu. Și atunci, și de 20 de ani, au fost fete, femei, au umblat la... Era altfel de aerobic atunci, chiar era Eurogym, era ceva mai tip, și aerobicul de tip Jane Fonda și așa mai departe, era altfel de atunci... S-a mai schimbat. Ritmul muzical și... Foarte multe s-au schimbat. Dar erau preocupate de Da, erau și, atunci. Da, eu pot să zic că nu au fost de acum de 10-12 ani sau 20 de ani. A explodat acum în ultima vreme sau... Probabil că este așa ceva, dar nu așa de vizibil. Cel puțin din punctul meu de vedere. Deci întotdeauna au fost femei care au vrut să arate bine și să facă mișcare. Da. Uh-huh. Referitor la vârsta acestor femei, au fost întotdeauna tinere sau cel de vârsta a doua, care era categoria cea mai vizibilă în sală? Da, aceasta pot să zic că cam 25, între 25 și 30 de ani sunt femeile. Deci majoritatea femeilor, 25-35. Majoritatea celor care trec pragul sălii. În anul 92, când spui tu că ai început mica ta afacere cu Voința, nu erau atât de multe cluburi de sport. Erau săli mai degrabă, săli de fitness, din câte știu eu. Astăzi chiar sunt variante, vin tendințele acestea noi de Kangoo, de body tot felul. Body art, da, exact, tot felul de stiluri de aerobic, derivate probabil din acest sport. Și sunt de asemenea mulți antrenori. Care crezi tu că este acel vino în coa pe care îl are antrenorul ca să atragă clienții, să atragă fetele mai degrabă? Și care este avantajul tău? În primul rând, cred că fiecare antrenor ar trebui să aibă o pregătire profesională. Este primul lucru, cel mai important, fiindcă te joci cu sănătatea omului, persoanei care intră la tine. Al doilea lucru, eu zic că personalitatea foarte mult contează și ceea ce este împreună cu iubirea a ceea ce faci. Ca să-ți placă ceea ce faci, dacă nu-ți place, atunci mergi acolo și îți faci munca ca un robot și ieși și simte toată lumea. Deci dacă ai în tine ceva, mie este hobby-ul. Ceea ce fac acum și cred că asta este atul meu. Și tu ai împletit pasiunea cu meseria și atunci s-a născut o atmosferă foarte frumoasă, pentru că eu știu din proprie experiență. Și el că zâmbește mereu. Exact. Acum are emoții, dar zâmbetul acela își revine și nu poate să stea ascuns. El că face sport zâmbind. Eu cred că nu există la tine că e prea greu și nu mai pot și mă opresc, tu ne antrenezi așa pe toate încât să nu fie greu și să mergem mai departe. Este o atmosferă, într-adevăr, o energie. Pot să spun că este o energie aparte și asta se naște de undeva, așa cum spui tu, din multă pasiune. Și spuneai la un moment dat că orice antrenor trebuie să aibă
o pregătire. Adică să te joci cu viața oamenilor care îți trec pragul centrului. Se întâmplă totuși că, înțeleg, există situații în care oameni nepregătiți vin și predau tot felul de cursuri. Este o problemă? Se poate asta semnala în momentul de față undeva? Din păcate, eu fac acest sport, țin antrenamente de 22 de ani și niciodată nu am fost întrebată dacă am pregătire sau nu. Deci este o mare problemă la noi, mă gândesc în țară sau în oraș cel puțin. Eu am pregătire, am fost la Budapesta timp de un an, am pregătire Academia de Fitness și sunt încă câteva persoane care au în acest oraș, dar nu prea multe. Și totuși nimeni nu te-a întrebat, uite, doamna, domnișoara, că vreau să vin să fac sport, te pricepi să-mi predai anumite... Deci nimeni, bine, probabil că simt domnișoarele, le face bine, dar... Sau poate prin recomandări vin. Știu că este ok și le-a recomandat o prietenă, că este o antrenoare bună și probabil te cunosc așa de la, din vorbă în vorbă, de la alții, mă gândesc. Da, și fi ok. Eu cred că și faptul că sunt de mult și mă cunosc destul de mult deja în satul mare, asta este un lucru important. Cum ai rămas fidel aerobicului? Cum de nu te-ai îndepărtat oarecum de aerobic? Toți o fac, majoritatea o fac, la un moment dat încearcă altceva. Trece de la aerobic la ciclism sau la devii antrenor de fitness în sală. Tu ai rămas pe acest segment. Am și școala de personal training, de antrenor personal. Am făcut tot un an și nu mi-a plăcut. Și am rămas în lumea aerobicului, însă sunt diferite stiluri. Deci nu e același stil, tot timpul schimbăm și mai găsesc și eu câte o oră care îmi place, un antrenament care îmi place și introduc în sală, deci nu e același lucru. Nu-mi plac lucrurile monotone. Și într-adevăr există un dinamism la tine la sală, se întâmplă să apară ore noi. Ideile sunt ale tale sau există o colaborare cu clientele, întreb fetele ce v-ar plăcea, ce nu v-ar plăcea, să facem mai mult așa sau poate vrem să introducem ceva nou? De unde vin noutățile? În general, ideile sunt ale mele, însă tot timpul le ascult. Dacă au ceva de spus, atunci eu sunt deschisă tot timpul să ascult și criticile pozitive și cele negative. Emiuche, la un moment dat povesteam cu tine despre Zumba. Și da, făceam Zumba în cadrul emisiunilor de dimineață pe care le face Ioana la ora voastră de sport, minuțelele acelea de sănătate. Cum e Zumba? Cum e Zumba acum, în 2014? În comparație cu ce? Cu 2012, de exemplu. Cu începutul, da, începuturile. Da. Eu zic că Zumba a debutat și a avut un elan foarte mare. Acum nu pot să zic că nu merge chiar așa, dar nu este deja atât de căutat cum a fost. Așa de la modă. Acum de 2 ani, da. S-a mai aplatizat, da, într-adevăr. Da. A fost un fenomen. La început toată lumea era atrasă de Zumba. Probabil erau curioase. Pentru că din câte rețin, Emiuche a fost primul antrenor de la noi. Da. Nu? Da. Primul antrenor din satul mare. Da. Cu certificat, cu acte în regulă, cum s-ar spune. Da. Apropo, certificat, da. Da, acel certificat. Hârtiuță care să ateste că ai absolvit un curs anume. Bine, și știi cursul de Zumba ține 2 zile, deci nici asta nu e chiar așa de mare, ok, nu e așa de ok ca să mergi, să faci un curs de 2 zile și mergi și deja deci în zilele... antrenamente de Zumba. Adică oricine crezi că merge, face acel curs și poate, poate să preda. Țină? Da. Da? Așa da, se întâmplă? Așa este la Zumba, da. 2 zile? Da. Wow. Deci dacă vreți, fetelor, dacă vă interesează, mergem și noi. Foarte tare. Facem aici cu colegii. Dar unde se îndreaptă toată povestea asta? În care e viitorul acestui sport? Că, practic, celelalte sunt doar ramuri. Mi se pare prea accesibil, așa, pentru oricine. Și Zumba aparține de aerobic, de fitness. Da. Deci dacă cunoști baza din aerobic și, deci și în Zumba se poate folosi, chiar trebuie, dacă nu ai pregătire și acolo iese altfel, ori copiezi o coreografie și faci cum crezi tu sau cum îți spun alții. Deci eu cred că și am vorbit cu o prietenă din Franța și ea a crezut că o să meargă, o să
învețe două zile, o să meargă la curs, o să țină zumba, dar nu așa merge. Acolo trebuie să ai o specializare, să urmezi un curs de nu știu cât timp și după aceea poți să predai și zumba. Deci ar trebui să fie doar o specializare în plus față de ceea ce ai deja. Da, eu așa zic că ar fi bine. Ce merge cel mai bine la tine la centrul de aerobic Fitland? Pentru că vreau să revin la partea cu Fitland-ul. Când s-a născut, de fapt, Fitland-ul? El la început erai la voință, așa, și am deviat un pic de la subiect. În 2007 am decis că eu o să încep singură și atunci s-a născut Fitland-ul. La începutul lui 2008 a fost deschiderea, a fost acolo și Ioana. Deci, chiar, Fitland, de ce acest nume? Am prins-o pe Meche și la voință. De ce, de ce ai pus acest nume, Fitland? Ca și un tărâm pentru toate doamnele și cândușoarele. Care să se simtă în formă, nu? În formă. Fit. Da, în general da, dar m-am gândit și la site, să fie cât mai simplu, cât mai ok să introducă pe site, când introduce fitland.ro, să nu aibă, nu știu, cu liniuță, cu nu știu ce. M-am gândit și ca să sune bine, să fie ușor de pronunțat, foarte multe lucruri. M-am gândit destul de mult, dar în sfârșit a rămas. S-a născut ideea. Prima idee era Fitland-ul și ultima, deci a rămas. Da. Și ce le place? Da, și ce le place cel mai mult? Mă gândesc că la început făceați aerobic. Nu. Așa, cum? Cu ce ați început? Am început cu aderea grăsimilor. Aderea grăsimilor este copilul meu, ghilimele. Știam, tot timpul nu știam. Nu este singurul copil. Da, așa este, da. Simțeam că acest tip de oră o să meargă, o să le placă și am avut dreptate. Am simțit bine. Și o să fie foarte căutată, pentru că, să fim serioși, sunt foarte toate femeile își doresc să ardă grăsim, cel puțin măcar dintr-o zonă, dacă nu de peste tot. Bine, dar și denumirea este foarte ok, dar nu numai. Că dacă atragi cu o denumire, nu este sigur că rămâne acolo. Dar majoritatea femeilor le place ora. Și au rezultate. Grăsimile. Da, cu siguranță. Da, avem foarte multe rezultate. De la arderea grăsimilor, următorul pas a fost? Când am început Fitland-ul, am început cu foarte multe ore, am avut 3-4 antrenamente într-o zi și n-am putut numai cu arderea grăsimilor, aveam și step aerobic, și pilates, și 3 sferturi de step, și dans aerobic, deci eu am urmat o grămadă de cursuri pe care acum le-am făcut singură, adică la început. Asta am vrut să te întreb, cum a fost trecerea? Pentru că orice schimbare nu e neapărat ușoară, nu vine cu noutăți. Tu ai fost foarte multe ore prezentă în sala de sport, eu țin minte, și pe parcurs s-au așezat lucrurile. Cum a fost atunci? Cum simți acum că a trecut toată nebunia? Eu cred că a fost totuși greu. Nu crezi bine. Adică ieși din ora de ardere a grăsimilor și e o pauză de 10 minute. Nu, n-a fost pauză. Măcar. Nu a fost pauză. Într-una. Era foarte bine și acum pot să zic că dacă îți place un lucru, atunci merge foarte ușor. Și era un lucru care era afacerea mea, copilul meu și... Deci ai totul pentru... Da, și avea succes de la început. Deci nu pot să zic că am ținut antrenamente cu 2-3 persoane, ci chiar aveam sala plină și m-a motivat acest lucru. Și cam așa s-a dus timp de 3 ani. Am avut 3-4 ore pe antrenamente pe zi. Au venit clientele care te cunoșteau, fetele care te cunoșteau de la cealaltă sală? Da, au venit și de acolo, dar nu, majoritatea nu de acolo au venit. Au fost fete noi. Majoritatea fete noi și în plus ai continuat apoi să dezvolți tot felul de oferte pentru eleve de liceu, având în vedere faptul că sunt foarte multe tinere de 14, 15, 16 ani cu o greutate mare. Și... Da, exact asta a fost scopul cu reducerea pentru eleve și chiar reducere foarte mare pentru ele ca să le motivez cumva să vină la sală să facă sport. Și sunt destul de multe fete de la liceu și mă bucur și îmi place foarte mult de ele. Și concursurile, cine slăbește mai mult într-o anumită perioadă de timp? Pentru că și acelea sunt concursuri grele pentru cei care participă la start. Da, dar de 2 ori, de 3 ori am avut acest concurs. Am pornit cu
10 persoane și tot timpul am avut succese cu 15 kg minus prima cine a câștigat concursul, așa că eu mă bucur tare mult și chiar era diferența vizibilă în 3 luni. Te-aș mai întreba antrenamentele preferate ale sătmărencelor. Ce se cere? Arderea grăsimilor, da. Se cere, înțeleg. Și oricum gusturile sunt diferite, nu? Sunt fete care preferă un stil. Da, deci la noi eu încerc să fac programul ca să fie, deci nu prea las antrenamente care nu au succes. Tot timpul schimb. Dacă nu merge un antrenament, introduc altceva. Și așa cum Adelea Găsimilor este copilul meu, mai avem vreo 2-3 ore care s-a născut din ideea mea, așa că nu este problemă, nici niciodată nu o să fie, tot timpul o să am idei. Tot timpul vei veni cu idei noi. Eu acum i-aș invita pe telespectatorii noștri să urmărească pe MUK în sala în care face antrenamente. Pentru că, nu e așa, din 2012 încoace, ne ajută să ne antrenăm în fața micului ecran aici la Informația TV. Așadar, să urmărim pe MUK în sală, chiar la centrul Fitland. 5, 4, 3, 2, side to side. Mai 4. 3, 2, ok, step touch și ne întoarcem spre dreapta, mai 4, 3, 2, tragem genunchiul stâng, o dată și pas înapoi, genunchi și pas, mai 4, 3, încă 4, 3, 2, mergem de la început, călcâi. Mai avem 4, apropiem oplații, încă 2, step touch sus brațele, 7, 6, 5, mai 4, 3, 2, ok, genunchi, simplu. Și răsucirea trunchiului spre genunchiul ridicat, spatele drept. Mai 8, 7, 6, 4, 3, 2, ultima, step touch. Cum merge de la început, începem cu călcâi și încă 4, 3, 2, step touch sus brațele. Mai 4, 3, 2, deci genunchiul, răsucirea trunchiului. Și încă 4, 3, 2, side to side. Mai 4, 3, 2, expiră, inspiră, mai 4, 3, 2, ok, și tragi genunchiul spre trunchi și tragi, întins, tragi, întins, expiră, 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 mai 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, ok? Și celălalt picior întins. Ține și ridicăm trunchiul. Haide, începem. Sus. Expiră. Mai avem 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Și trage genunchiul spre trunchi și întinde. Întindem brațele înainte, îndoim spatele. Și în spate, apropii coatele. Schimbăm. Sus brațul, palma pe sol și îndoirea trunchiului. Întinde-te. Schimbăm. Întinde brațul. Schimbăm. Prinzi laba piciorului și trage genunchiul cât mai în spate. Că tu ai și două fetițe minunate. Îți calcă ele pe urme, le place sportul, le influențezi? Chiar le vedem acum pe ecran, înainte era fetița cea mică, nu? Da. Acum sunt amândouă. Le place sportul, însă fetele mele, având 15 și 13 ani, stau destul de mult la școală. De la 8 până la ora 4-5 sunt în fiecare zi și ajung acasă obosite și nu mai au chef de niciun sport, de nimic. Însă în vacanță ne mai vizitează, mai vin la antrenamente din când în când. Nu știu dacă o să urmeze ceea ce fac eu. Fiindcă... Dar nici nu vrei să le influențezi tu, să-și aleagă ele, nu? Dacă... Absolut. Sunt suple. Este o familie, Emica are o familie foarte frumoasă și le puteți vedea în fotografii și le veți vedea pe fetițe și în timpul unui material pe care îl vom difuza în câteva momente. Sunt frumoase, ai grijă de ele, vă hrăniți sănătos, faceți sport. Da, exact. Ții mult la un stil de viață sănătos. Tu nu te îngrași? Ba da. Fetele mele s-au obișnuit cu alimentația sănătoasă, cu salatele. Exact de 2 săptămâni am fost în excursie Baia Mare și au fost în excursie în Grand Mall și... La McDonald's? La McDonald's n-au fost, că a fost renovare. Însă la... Un alt fast food. Da, acum n-am vrut să spun numele. Au fost la un alt fast food și fetele mele au ales ca să meargă să își cumpere salate și ele două s-au dus și au cumpărat salată și după aceea și restul clasei s-a dus după ele, fiindcă și-au dat seama că ceea ce au cumpărat ei n-a fost ceva ok, ceva n-a fost în regulă cu mâncarea și au zis că foarte deștepte sunt fetele, deci chiar și diriginta lor spunea că foarte deștepte ați fost. Aleg să mănânce sănătos. A fost inițiativa lor, deci nu le-ai spus tu de acasă, aveți grijă să nu mâncați asta și asta. Nu, niciodată nu le zic. Chiar văd acasă, primesc, nu prea primesc altceva. Bine, din când în când, normal, că mai merge și câte o ciocolată. Normal. Ce-ți place, Emeche, să gătești? Da. Suntem curioase. Mie orice. Cum se mănâncă. Îmi place să gătesc. Tu gătești? Da, acasă? Sigur, zilnic, da. Mm-hmm. Așadar, ești de femeie, de 3 ori femeie, cum se spune. Și la sală, și acasă, și peste tot. Și peste tot, mai ești și la distracții, faci de toate. De unde ta energie din sport? Așa ești tu. Nu știu. Tot timpul așa am fost. Îmi spune că tu te îngrași. Da. Nu ne-am dat seama de asta. Nu știam de atâția ani și nu. Am văzut cu să ai kilograme în plus. Ceva. Dar am și grijă. Când văd că am deja probleme, mai ales în perioada Crăciunului și când mergem în odihnă, avem odihnă, călătoria, concediu. Atunci concediu, atunci cam sunt probleme, dar am grijă după aceea. E atitudine imediat. Atunci e pauza de la sport, cred. Concediu. Faci o pauză, nu faci sport. Da, fac pauză, da. Dar pauze mici. Numai când nu este foarte necesară, când am avut operație, atunci trebuie să fac pauză mai lungă, dar
nu prea îmi plac pauzele. Și e ok atitudine când sunt probleme, spune ea, adică la un kilogram în plus, nu? Da, da, deci tu te monitorizezi. Da, normal atunci trebuie. Mai ușor cu un kilogram, două, decât cu 10-20, nu? Învață cineva din experiența ta, le spui fetelor, îți cere cineva consiliere la sală. Uite, da, vreau să slăbesc, nu știu, 10 kilograme sau 5 kilograme. Da, îmi cer fetele și s-a mai întâmplat să ceară să le prescriu, să le prescriu dietă, dar am zis că cu dieta nu prea sunt, fiindcă este facultate de 3 ani, unde un dietician învață și exact, să meargă și la dietician ca să... Da, există nutriționiști, da, deci fiecare da, cu... Da. Ce se, în general, toată lumea știe ce are voie și ce nu are voie, așa, în general, le explic ce și cum, deci, dar putea, nu mă bag chiar așa în dietă. Câteva sfaturi de bază, câteva principii, să nu bea sucuri acidulate sau ceva de genul. Da, exact. Și eu cred că un model bun ar fi, efectiv, persoana ta pentru ele, adică să ia atitudine nu prea târziu, nu? Deci să facă ceva la momentul când se mai poate face ceva sau se poate face un pic mai... Ai două fetițe mari și ai un corp de invidiat. Dacă stăm să privim așa lucrurile, da, ești deci foarte frumoasă. Un model pentru fete, adică asta cred că este un atu, într-adevăr, pentru un antrenor. Se prezintă în fața unor femei, nu? Care vor să arate bine și... Totuși, trebuie să fie un model de urmat. La fel ca și cu nutriționiștii, care ar trebui să se prezinte să arate impecabil în momentul în care îți dă ție sfaturi ce să mănânci. Bine, dar să nu uitați că nu toată lumea are voință. Exact. Deci nu este ușor să te abții de la, nu știu, o fel de mâncare și nu este ușor. Chiar este un lucru foarte greu. Și este când deja femeile ajung la mine cu un surplus de 10, nu știu, câte foarte multe kilograme, atunci deja nu mai poți să le spui că acum de-ai îngrășat un kilogram și acum să faci ceva, atunci deja n-are de făcut. Tu poți să ne spui acum în ce măsură ajută sportul să slăbești, fără să ții un regim alimentar sau ținând un regim alimentar? Este foarte simplu, dacă vă explic, că la un antrenament folosim cam 300-400 de calorii. În general, acum atât este ardem. Cine arde mai mult, este cine arde mai puțin. Dacă te gândești la un prânz, cam câte calorii conține, atunci 300-400 e destul de puțin. Deci așa trebuie să-ți închipui că dacă nu faci ceva și în dietă, deci dacă nu ai grijă ce mănânci și cum mănânci, atunci cu sportul, bine, o să rezolvi ceva, dar nu mult. La slăbit. La capitolul slăbire, da. Da. Să nu uităm că sportul are și alte beneficii. Evident, dar în cazul în care o persoană dorește să slăbească, trebuie în primul rând să aibă grijă ce anume mănâncă. Pentru că tu ai și alte hobby-uri. Acum sportul este favoritul tău, este și meseria ta, dar te-ai îndreptat și spre ceea ce ne spuneai tu chiar la începutul emisiunii, că ai fi vrut să faci după liceu și nu ți-ai permis atunci și ai reușit acum. Ai studiat la facultatea de psihologie și te pasionează mult acest domeniu. Aș vrea să ne spui, să ne împărtășești din experiențele tale, din ce vrei tu să faci mai mult în partea de psihologie. Da, în 2007, când s-a născut și Fitland-ul, atunci, nu știu ce s-a întâmplat în 2007, dar s-a întâmplat ceva, fiindcă atunci m-am înscris și la facultatea de psihologie. În 2010 am terminat și nu prea s-a întâmplat nimic, însă anul trecut am gândit că ar trebui... Nu m-am gândit, am simțit că am nevoie și de altceva, nu numai de sport, am simțit nevoie, am tot citit cărți despre psihologie și așa mai departe și am zis că acum ar fi momentul să urmez un curs de formare sau așa ceva, să încep să mai învăț și în psihologie, domeniul psihologiei, să mă profilez sau să mai ales că îți doreai atât de mult să urmezi această facultate. Elevă. Și ce domeniu te-a atras sau te atrage în prezent din toată psihologia? Că sunt mai multe ramuri. Da, sunt multe. Este psihoterapia familiei, ceea ce îmi place foarte mult, cu formatori foarte, foarte buni și... Da, l-am remarcat într-una dintre fotografii. Da, pe sătmăreanul nostru, George Gașpar, a plecat la... Este stabilit în București, exact, chiar aici, în fotografie.
Și înțeleg că te formezi în cadrul Asociației Multiculturale de Psihoterapie și Psihologie din da. Satu Mare. Uh-huh. Îți place psihoterapia familiei. Asta vrei tu să urmezi. De ce crezi că e nevoie de psihoterapeuți pentru familii? Dacă ne uităm un pic împrejur, ne dăm seama și credem toată lumea ar avea nevoie și cuplurile ar avea nevoie de psihoterapeuți de familie și sunt deja în Satu Mare, numai nu știu cum ar trebui să-i facem mai multă publicitate ca cuplurile să nu ajungă până la divorț, poate că mai este mai ceva de... Ar fi o șansă dacă ar apela la psihologi, la psihoterapeuți și așa mai departe. Da, și... sau poate că o șansă ca să divorțeze. Sunt căsnicii care nu merg și stau împreună. Să-și așeze oarecum da. Gândurile așa cum, da, da. Așa cum, la locul lor, nu? Să-și evalueze mai degrabă. Se tem oamenii să meargă la psiholog? Încă se mai... Gândesc așa că psihologul nu are ce să... Eu cred că da. Vorbesc destul de multe cu persoane care spun că vai, dar să nu află lumea că eu mă duc sau cum să mă duc eu la psiholog. Deci nu... Este destul de grav în 2014. Da. În condițiile în care cei din străinătate apelează la ajutor specializat. Ei nu pot trăi fără. Cred că dar urmează individ, și la noi. Este la început? Cred că asta va fi și la noi, așa cum a fost și cu sportul. Cum la început am fost doar noi, nu știu, în trei locații unde se țineau antrenamente, acum... Da, dar atunci lumea căuta și acele două, trei locații. Că da. Ai spus că erau fete care erau constante, fidele, veneau zi de zi. Eu cred că și acum sunt psihologi care sunt foarte căutați și acum. Crezi în rezolvarea problemelor de către un specialist? Da, da. Dacă nu aș crede, nu aș crede. Și tu te-ai gândit să-ți deschizi eventual un cabinet? La un moment dat da. Te-ai gândit să profesezi. Da. Ai renunțat la sport pentru cabinetul de psihologie? Nu. Le-ai face pe amândouă? Da, normal, fiindcă cele două domenii se ajută între ei. Dacă ne gândim la depresie, atunci... Poți recomanda și da, fiindcă și endorfina, depresia, timpul depresiei este o deficiență de endorfină și sportul ajută la reproducerea lor. Așadar, merg mână în mână da, cele da. Două și așa te-ai gândit că le vei îmbina. Da, și când am început facultatea am zis că atunci am avut o clientă care avea anorexie. Și acolo ar fi bine, că sunt foarte multe tinere care suferă de această boală. Foarte multă lume nici nu știe ce înseamnă, da, de fapt, anorexia. Și părinții totuși văd acasă ce se întâmplă sau ar trebui informați cât de cât. Sau... Deci eu zic că merg astea două domenii împreună. Trebuie să fim informați, în primul da, rând, nu? Da. Și atunci, dacă sunt specialiști, este foarte bine. Că vreau să trec la ceva puțin mai vesel. Tu ești o sportivă, în primul și în primul rând. Cum îți place să te îmbraci? Adică, sigur, la sport e clar, costum de sport, de aerobic. Dar așa, când acum ești foarte elegantă, dar când mergi undeva sau când efectiv mergi la cumpărături pe stradă, preferi să fii elegantă, preferi să-ți iei tocuri sau preferi ceva comod? Nu știu cum sunt alții. Eu am perioade. Când mă îmbrac mai elegant, este când mă îmbrac mai sportiv. Nu știu, când mă duc la cursuri, când am mai mult timp liber și pot să ies, atunci prefer să-mi iau tocurile, dar în general... Nu pot să zic, dar îmi place să fiu elegantă. Și mereu aranjată. Așadar, cred că nu îți lipsește din poșetă nimic. Oh, nu pot să zic. Îți aranjată, dar nu exagerez nici cu asta. Ai tu ceva la tine? Un ruj, un rimel, un creion? Da. Ai de toate. Dacă vrei, atunci. Ai. În funcție de starea de spirit. Și asta este o chestie interesantă, legată de, probabil, de... domeniul psihologic, nu? În funcție de cum ne simțim, ne îmbrăcăm sau ne manifestăm prin felul în care ne îmbrăcăm sau ne transmitem o emoție, o stare. Da, exact, să știi, așa este. Eu da. Acum, fiindcă ne apropiem foarte, foarte rapid de finalul acestei întâlniri frumoase, eu îi invit pe telespectatori să o cunoască pe MUK așa cum e ea în viața de zi cu zi, la ea acasă.
Suntem în fața casei lui Emeke. Am venit să o surprindem împreună cu fetele ei și să o punem la treabă. Să vedem ce activități au ele după masa. Oh, hello! Ce surpriză! I want you to take your broom and sweep my yard. You better brush it good or we go fall apart. Don't give me no shortcut thing. You have all day and night. I have to satisfy, so you better do it right. Am cunoscut, iată, la această emisiune o doamnă nu doar frumoasă foc, ci și plină de energie, o femeie puternică și care își dorește să facă multă, multă treabă bună aici în satul mare și nu numai. Îți mulțumim, Emeke? Și eu vă mulțumesc. Mulțumim și pentru colaborarea cu noi.
pentru că și sper să dureze foarte, foarte mult și să fie de succes și să aibă impact asupra femeilor, pentru că ăsta este scopul în primul rând, să fii un model, într-adevăr, și pe micul ecran și la sala de sport. Și în fiecare dimineață, femei, bărbați, copii, în fața televizorului la Informația TV, vă antrenați cu MUK și cu colega mea Ioana. Iar acum vă spunem doar la revedere, vă mulțumim că ne-ați urmărit, rămâneți cu Informația TV.